Am aflat și am, sau de fapt s-a reconfirmat în timpul conferinței, anume că parteneriatul dintre Euroins și Safety Broker este unul deja tradițional. Ce a însemnat acest parteneriat pentru anul 2013 și ce vă propuneți în perioada următoare? Safety Broker, după cum am mai zis, este un partener foarte important pentru noi. Este în topul partenerilor noștri și pentru 2014 ne propunem să extindem parteneriatul, respectiv diversificarea portofoliului. Care sunt principalele ținte? RCA a fost la un moment dat unul dintre lucrurile care vă legau. Care sunt țintele și pe ce clase veți miza în perioada următoare alături de Safety? Păstrăm interesul pentru RCA, dar totodată dezvoltăm produsele non-RCA, respectiv garanții, casco, bunuri și produsele non-RCA în general. Aveți un mesaj pe care doriți să-l transmiteți forței de vânzare, Safety Broker? Doresc să-i felicit pentru ceea ce fac și la anul să fie și mai buni.